aceea, prieteni, ne întâlnim iar pentru o sesiune de dresaj. De data aceasta inițiem mersul la pas cu cel mai mic dintre cei mai mici, și anume Riu. Având în vedere faptul că l-am învățat în lesă, l-am învățat să urmeze pentru a câștiga recompensa, astăzi inițiem mersul la pas și introducem această sugestie verbală, și anume pas. Riu se va mișca foarte bine, asta anticipez eu, și după aceea o veți vedea pe Ilinca însușindu-și tehnica de menținere a crinului și de recompensare pe poziția de deplasare lângă picior. Deci dacă vă aduceți aminte, am inițiat cu Riu, după ce l-am obișnuit cu lesa, am inițiat această întoarcere la picior cu șezi lângă picior. Acum, pentru că nu avem acel parapet, ne folosim de mâncare pentru a îl aduce lângă picior, da? Hopa. Și din poziția aceasta începem să ne mișcăm. Ca să-l surprindem, vom porni pur și simplu la pas. Și vom ridica mâna. El va merge alături de noi anticipând că se va întâlni cu recompensa și după ce alege câțiva pași foarte bine, dăm markerul cu care v-ați obișnuit deja, și anume ia, și își va câștiga recompensa. Riu. Deci îl aduc lângă picior și am plecat. Pas. El sare pentru că este foarte interesat de recompensă, dar în final, ia, în final va merge bine și voi puncta cu recompensa de rigoare, da? Marker și recompensă. Este foarte important să nu uitați că el să lucreze pentru marker, ca apoi să câștige recompensa. Mai facem o dată. Deci, îl avem aici, ridic mâna de la nasul lui și am plecat. Pas! Ia! Și am scos markerul pentru că l-am surprins mergând cu atenție în lateral, bineînțeles, și anticipând recompensa, păstrând toate picioarele pe sol, și astfel și-a câștigat recompensa. Ia să duc. Îl aduc lângă mine și pornesc. Pas! Bravo! Pas! Ia! Acest bravo este o formă de a explica că este pe drumul cel bun și să continue acest tip de comportament. Totodată, prin bravo, îl fac să anticipeze, să-și păstreze dispoziția de lucru și să anticipeze, până la urmă, venirea recompensei. Hai să facem și în partea opusă. Și pornesc, da? Da! Bravo! Deci spun că acum e pe drumul cel bun, bravo! Ia! Și dau markerul de rigoare. Pentru că este destul de încurajatoare reacția lui, voi începe să schimb un pic și direcțiile de mers. Ia uite ce distragere avem aici, dar o asociem cu mâncare. Secretul în a lucra în mediul real este să știi ce să faci atunci când apar în mod surprinzător distrageri pe lângă tine. În condițiile în care apare un câine, pentru a nu se speria sau pentru a nu fi atât de curios încât să tragă în lesă, pentru a nu deveni agresiv față de câinele respectiv, dacă cumva nu cunoaște ideea de interacțiune cu un câine, deși Riu este foarte experimentat, că a stat mult cu frații lui și cu mama lui, vei asocia în sens pozitiv fiecare această apariție surprinzătoare. În cazul acesta i-am dat recompensa, cea pe care și-o dorește foarte mult, după ce a văzut câinele trecând pe lângă el. Ultima lui impresie vis-a-vis de a vedea un câine a fost să stea cu ochii pe mine că vine recompensa. Pentru că fac această asociere la un moment dat, o să vedeți, îl am disponibil să lucreze cu maximă concentrare la toate cerințele pe care îi le dau atunci când avem distrageri de față. Distrăgându-ne câinele prin intermediul comenzilor, nu are de ce să se încarce postarea nume,
provocată de stimulul acela vizual, cățelul în acest caz, care se poate influența. Bun, continuăm. Pentru că aceste recompense sunt foarte mari, trebuie rupe în acest fel să le poată mânca repede, da? Ca să nu întrerupem prea tare nici dispoziția lui de lucru, nici exercițiul în sine, da? Deci am recompensa aici, facem aliniere la pas pe care ați văzut-o cu un episod în urmă, vă invit acolo să vă duceți să urmăriți acest episod de aliniere la pas prin față, treci, șezi, da? Și apoi pornim la pas. Pas, bravo, pas, bravo băiat, pas, super băiat, ia! Și dau, nu uitați, asocierea de recompensare în soare pentru a fi motivat să lucreze chiar dacă s-a schimbat un pic confortul termic. Facem o dată. Iau un tel, iau un tel, iau un tel, iau un tel. Pe la pas. Upsi, și... Bravo, bă! Ia! Foarte important este atunci când îi spuneți markerul să-l puneți un pic să și vâneze recompensa. Pentru el este important să își folosească instinctul de vânătoare pentru a-și procura hrana. În natură așa se întâmplă, animalele întâi vânează și apoi câștigă hrana pe care și-o doresc. Da? Nimic nu trebuie să vină mură în gură. Bun, mai facem o dată. Mergem la pas, am zis că o să schimbăm direcțiile, dar mai introducem un nou element și anume, din deplasare, această așezare lângă picior. Anticipând așezarea, nu are de ce să se grăbească în față și merge liniștit lângă pentru a se așeza rapid. Pornim! Pas! Bravo! Pas! Bravo, băiat! Șezi! Pentru a putea să-l așez corect lângă mine, îi dau un reper suficient și anume duc mâna aproape de nasul lui. Dacă aș ține mâna aici, el s-ar așeza cu fundul în exterior. Da? Dacă aș ține mâna acolo, el s-ar așeza cu fundul în interior. Așa că țin mâna în dreptul capului lui, ca virgulă, capul să fie în linie cu șira spinării și atunci învață, se condiționează efectiv la oprire, să se așeze corect lângă mine. Nu uitați că puteți face asta cu un parapet alături, dacă vreți să-l învățați ușor, corect și fără alte probleme, dar dacă ați trecut de acea fază, puteți să vă folosiți de mână și-l așezați corect. Fac o întoarcere, pas, m-am întors și mergem. Pas, bravo, pas, fac o întoarcere și acum îl întâmpin în poziția asta, șez. Bravo, iubitul, ia și îl pun să vâneze. Excepțional. De data asta, hai, pornește, ține mâna sus. Intră în zona de umbră, îl ajut, vorbești cu el, bravo. Bravo. Bravo, foarte bine, te așezi ușor. Așa, îi arăți recompensă pentru șez. Și acum vânează. Excelent, și lasă-l să vină să vâneze. Asta e ideea. Dar un pic mai da, cu aplomb, da? Uh-huh. Bun, pornești cu pas, până în capătul umbrei mai faci o dată. Oprirea, spune-i pas. Pas. Acum te oprești. Spune să se așeze frumos. Și ia marker. Așa, 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 exact, și lasă-l să o vâneze. Asta era Ilinca, bravo. Pas, pas. Așa, ține mâna sus acolo, lasă-l să mergi. Pas. Și mergi drept, mergi drept, mergi drept. Acum îi dai. Bravo, bun. Băiatu, și la fel faci, mergi. După ce termină de mâncat. Ține mâna sus și mergi, pas, pas, bravo, dar îl auzi, bravo, continuă mersul, nu coborâ mâna, nu coborâ mâna, pas, așa, pas, mergi drept, mergi drept și dai acum, ia, hai, bravo, vreau să-i spui ia, imediat, ieși cu mâna sus, îi spui ia și cobor mâna, pornești, pas,
Așa, ține mâna acolo, pas. Nu scoate nimic. Așa. Pas. Bine, pas. Așa. Mergi drept, pas. Mergi drept. Pas. Continuă, mergi drept. Pas. Și spui, pas. Ia. Ia. Bine, așa. Bravo! Bravo, îl spui întotdeauna înainte de a-i da markerul și recompensa. Adică, practic, spui bravo că ești mulțumită de comportamentul lui și de aceea va veni markerul ea și recompensa, da? Hai încolo și faci la fel. Îi spui pas. Pas. Duci. Continuă. Pas. Învață să meargă pe ambele părți. Continuă. Pas. Așa, continuă. Pas. Așa, continui. Pas. Foarte bine. Continuă mers. Mergi drept și doar vorbești cu el. Pas. Și dai marker. Ia. Perfect. Hai și prin fața lui și vin înapoi. Spui pas. Pas. Ușor, să termin acum, te duci. Hai și mergi. Pas. Foarte bine, continui. Pas. Ține mâna sus. Așa, continuă, laudă băiatul. Încetinești ușor, ușor. Bravo. Și spui șezi. Încetinești, cobori mâna la nasul lui. Șezi. Șezi. Nu te... Nu striga la el. Acum. Șezi. Ia. Bravo, băiatul. Nu uita să-i spui ia. Ia. Pentru că este un pui, pentru că suntem la categoria predresaj, ședința durează puțin. Voi acasă puteți exersa exact acest exercițiu folosindu-vă de mâncare, este de bază pentru puiuți. Lucrați pe secvențe scurte. Bineînțeles, intrați aici pe canal și dați un subscribe, apăsați pe clopoțelul magic ca să aflați când urcăm noi clipuri cu puii noștri și dacă aveți vreme, trimiteți un share ca să afle și prietenii voștri despre acești codoși care fac performanță. Sunt Cătălin Cornea, să ne revedem cu bine cu prima ocazie, ori cu Riu, ori cu Jamie, ori cu ceilalți pui care au început educația. Iubete, iubeților, bravo!